Pentru prezență. După cum se știe, candidatura mea la primăria municipiului Bistrița este susținută de către Alianța pentru Bistrița în Zâmb. Această alianță este una istorică, realizată pentru prima dată la nivel județean, între patru formațiuni politice, Partidul Social Democrat, Pro-România, ALDE și UDMR. Alianța are un singur scop: promovarea intereselor cetățenilor municipiului Bistrița. Este prima alianță creată pentru comunitatea noastră și nu împotriva unei persoane sau a altei formațiuni politice. Sentimentul de dezbinare între români, între bistrițeni, trebuie oprit și trebuie cultivat sentimentul de unitate. Unitatea trebuie creată în jurul proiectelor bune și necesare bistrițenilor. Este important ca fiecare dintre noi, atunci când ne gândim la Bistrița, să avem în minte următorul mesaj. Este despre Bistrița, este despre noi. Acesta este și mesajul campaniei mele, mesaj pe care l-am ales gândindu-mă că fiecărui bistrițean, la fel ca și mie, îi va stârni un puternic sentiment de patriotism local. Bistrița suntem noi, suntem noi toți cei care trăim în acest oraș minunat și care să suntem pregătiți să punem interesele comunității înaintea intereselor personale. Numai astfel vom putea progresa. Știu ce este important pentru Bistrița și am de gând să țin seama de aceste lucruri pe toată durata mandatului meu. Reforma primăriei este importantă pentru Bistrița, este importantă pentru bistrițeni. Este vital să avem un aparat administrativ digitalizat care să ușureze interacțiunea cetățenilor cu toate serviciile din cadrul primăriei municipiului Bistrița. Este la fel de important ca toți funcționarii primăriei să înțeleagă că ei sunt la dispoziția cetățeanului și nu invers. Vă asigur că acest lucru se va întâmpla. Infrastructura de utilități și asfaltarea străzilor sunt importante pentru Bistrița. Am început un program amplu în acest sens și îl voi continua. Curățenia este importantă pentru Bistrița, este importantă pentru noi. M-am îngrijit permanent să avem un oraș curat, iar acest lucru va fi în continuare o prioritate pentru mine. Educația este importantă pentru Bistrița. Copiii noștri trebuie să învețe în școli moderne, de aceea m-am implicat personal în obținerea de finanțări pentru modernizarea unităților de învățământ. Acest lucru va continua până ce toate școlile din oraș vor fi modernizate. Sportul este important pentru Bistrița, este important pentru sănătatea noastră. Consider că atât sportul de masă, cât și cel profesionist trebuie susținut și promovat. Garantez implicarea primăriei în această direcție pe toată durata mandatului meu. Acestea sunt câteva direcții pe care le considerăm foarte importante pentru Bistrița, foarte importante pentru noi, pentru comunitatea noastră. De aceea am decis să candidez la funcția de primar al municipiului Bistrița. Vreau, pentru că vreau, știu și pot să fac toate aceste lucruri. Pentru că am înțeles că este vorba despre Bistrița, am înțeles că este vorba despre noi. Alianța pentru Bistrița Năsăud propune bistrițenilor o echipă de consilieri locali formată din oameni cu experiență și oameni cu reprezentativitate în comunitatea noastră. Avem în echipă oameni noi în politică, avem în echipă oameni valoroși, venim cu o echipă tânără, determinată și pregătită de muncă. Am să vă prezint în continuare lista consilierilor locali din partea Alianței pentru Bistrița Năsăud. Cristian Marius Nicolae, Alexandru Bria, notar public cu o vastă experiență juridică și administrativă, Grigore Timoce, președintele Organizației Județene Pro-România Bistrița Năsăud, jurist la Regia Națională a Pădurilor, Vasile Bugnar, prim vicepreședinte ALDE, Organizația Municipiului Bistrița, șef birou administrativ la societatea Aquabiz, Otilo Mate, 26 de ani,
președintele organizației municipale UDMR, fizio-kinetoterapeut la Spitalul de Recuperare Bistrița. Augusta Sânsărman, 25 de ani, membru al organizației Tineret, avocat în baroul Bistrița. Andrei Cozuc, antreprenor, om de afaceri, doctor inginer, om cu o vastă experiență în Consiliul Local. Radu Elisei, din păcate nu a ajuns la această conferință de presă, este într-o operație, medic specialist chirurg la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Horațiu German, antreprenor, om de afaceri, de asemenea om cu experiență în Consiliul Local. Daria Stoleru, profesor de matematică la Colegiul Național Andrei Mureșanu. Ionel Burduhos, profesor de sport, foarte implicat în sportul profesionist bistrițean, cu rezultate excelente. Echipa este completată de către Cristian Codărean, antreprenor, Marius Armean, referent inginer de specialitate la Autoritatea Rugerului Română, Otilo Sabo, reprezentant tehnic, Maria Mihăcean, profesor, Ioan Uță, antreprenor, Valeria Moldovan, contabil, Bogdan Milhoca, Salvator Montan, Dan Târgoveț, antreprenor, om de afaceri, Carmen Ochi, profesor, Iulia Runcan, specialist marketing la Teraplast, Dan Florin Pop, profesor, Gheorghe Bodiu, fermier, Boton Body, inginer, cercetare și proiectare, Claudiu Bortaș, clinician, Teodora Șupea Crișan, educatoare, Maftei Pop, agent de bază și reprezentantul actual al localității componente Slătinița. Aceasta este echipa în care am încredere, știm ce avem de făcut încă din prima zi de mandat, venim să muncim pentru bistrițeni și să dezvoltăm acest oraș frumos pe care îl iubim cu toții. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă rog să-mi realizați.